în acest context, o să vă invit să ascultăm în continuare un cuvânt rostit de preacucernicul părinte Hariton. Vă rugăm, preacucernice părinte, să veniți din nou alături de noi, pentru care vă mulțumim. Vă mulțumesc! Onorată asistență, sunt așa de impresionat că Dumnezeu lucrează în lume prin oameni și oamenii care au trăiri divine, asta înseamnă că ei sunt în sfințenie. Astăzi, Duhul lui Dumnezeu sau spiritualitatea Părintelui Stin ne-a chemat aici, în diverse feluri. Momentul festiv de astăzi cuprinde un element patriotic foarte impresionant și care bine ar fi să nu-l uităm. Antevorbitorii mei au vorbit și au relatat cât de important este să întărim conștiința națională. Părintele Stin a contribuit la formarea conștiinței naționale, deși pe vremea lui a trebuit să meargă și pe front, a trebuit să slujească și ca preot, și autoritățile din vremea politică de după anii 48 l-au introdus în închisoare și totuși Părintele Stin a iertat. A pledat în continuare pentru ideea patriotică. Aș vrea să vă spun, în 2013, când Părintele Stin pe patul de moarte m-a numit să fiu starețul locului, a fost un moment dificil pentru că eu știam că este o somitate și o strălucire biserică pe care eu n-am să o pot duce. Dar experiența care am avut-o la 40 de zile, îl visez pe Părintele Stin. Mă gândeam că primele întâlniri la nivel de spirit cu Părintele Justin și eu vor avea conținut teologice, va avea un conținut dogmatic. N-a fost așa. Îl visez pe Părintele Justin la 40 de zile și vă explic cum a fost. În vis, parcă eram pe un deal înalt, plin cu flori. Jur împrejur mai era așa alte dealuri cu flori, ceva mai micuțe. Am început să merg prin lanul acela de flori. Și mergând, la un moment dat îl întâlnesc pe Părintele Stin, pe care îl văd din profil. Când m-am uitat spre el, l-am strigat: "Ai Părintele Stin, sfinția ta aici." Și Părintele se întoarce spre mine și zice: "Mă, Părinte Hariton, măi, mai mângâiați și voi la poporul ăsta, mă, numai dojană și dojană." Ăsta a fost primul cuvânt care mi l-a dat Părintele Stin. Mângâiați și voi la poporul acesta. Dintre persoanele care își amintesc momente biblice, există în referatul Faptele Sfinților Apostoli, unde spune la cincizecime, Duhul Sfânt a coborât peste ucenicii Domnului. Iar ei, după ce au primit această putere de sus, n-au plecat undeva într-o izolare sau într-o pustietate să-și ducă o viață contemplativă de rugăciune neștiuți de nimeni, ci ei imediat au mers în fața oamenilor. Iar Părintele Stin, când a prins această putere mare de la Dumnezeu, s-a adresat oamenilor. Eu l-am văzut cum s-a sacrificat pentru oameni. Și dacă pe 10 februarie se fac 105 ani de când s-a născut Părintele Stin, tot pe 10 februarie s-a născut și Părintele Ioanichie Bălan, arhimandritul și scriitorul bisericesc de la Sihăstria. Și Părintele Ioanichie venea adesea la Părintele Stin și l-a întrebat: "Cum îți te explici că Dumnezeu ți-a oferit atâția ani de viață?" Și Părintele Stin a zis așa: "Pentru că i-am cerut lui Dumnezeu ca suferința românilor să se împletească cu suferința mea." Deci el a fost continuu implicat a mângâia suferința românilor. Este un an omagial la noi biserică pentru vindecarea celor bolnavi, și sufletește și trupește. Părintele Patriarh Daniel spune că există o necesitate mare
de a îngriji pe cei bolnavi, sufletește și trupește. Această activitate și misiune a văzut-o și la Părintele Iustin, chiar în situații și mai dificile de atât. Unul din momentul acesta este chiar când el era internat la spitalul din Iași. Deci, i s-a făcut operație la picior și sfinția sa, pentru că știa că la celelalte saloane sunt mulți bolnavi, s-a îmbrăcat așa în pijamale, a luat epitrahilul în gât și a strâns toți bolnavii din saloane și le-a cituit rugăciuni de sănătate. Deci nici măcar în momentul acela, să zic, nu și-a ținut seama de propria lui viață biologică. Deci a citit rugăciuni. Și celălalt de acolo, am avut ocazia și vă spun sigur, Părintele Iustin făcea alchimie. Părintele Iustin făcea alchimie. Nu mai să îngrijească oamenii. Vă dau un exemplu care am trăit. Vine odată Părintele Econom la Părintele Iustin și spune: Părintele Iustin, sunt foarte suferind, am vreo 3 zile de migrenă, simt că nebunesc, dureri de cap imense, nu mai dorm și totuși dați-mi o pastiluță de ceva să treacă și mie. Și așa a fost pe vremea mea, când trăia Părintele Iustin, la chiliuța lui, credincioșii aduceau diverse daruri, printre care cei care lucrau în farmacii sau medici aduceau medicamente și toate medicamentele stăteau la capul Părintele Iustin. Și noi când mergeam la Părintele Iustin, îi spuneam ce ne doare și ne oferea un medicament de acolo. Așa s-a întâmplat și cu Părintele Econom. Ajunge la Părintele Iustin și spune: am migrene, nu mai pot de cap, dă-mi ceva să îmi treacă. Și Părintele Iustin îi zice: mă, dar tu nu știi că noi călugări trebuie să priveghem, să nu dormim, să ne rugăm pentru țară, pentru biserică. Și zice: părinte, nici asta nu mai pot să fac, dă-mi ceva să treacă durerea de cap. Și Părintele Iustin întinde peste cap mâna, cum vă fac gestul acum, bagă mâna în cutia cu medicamente și scoate o pastiluță, fără să privească. Economul de la mănăstire este înalt și s-a aplicat să vadă ce-i oferă. Și Părintele Iustin zice: uite, ia pastiluța aceasta. Și Părintele Econom zice: Părintele Iustin, nu vă spărați, ați luat un laxativ, pe mine mă doare capul, nu mă doare altceva, e un laxativ. Și Părintele Iustin îi spune: ai luat pastila și nu ți-a trecut? Și ia pastiluța și trece. Deci Părintele Iustin avea această lucrare divină de a transforma greutatea, răul care este în viața omului, în bucurie și fericire. Am văzut mulți tineri care au cântat și care îți încălzesc sufletul. Mi-am adus aminte de un alt moment. Și anume, știți că în Apocalipsă, în capitolul 7, se spune în felul următor, că Sfântul Ioan Evanghelistul privește în viitor și vede împărăția cerurilor. Și spune: iată, în jurul tronului lui Iisus Hristos era o mulțime atât de mare, din toate semițiile, din toate limbile, din toate popoarele, încât ea nu putea fi numărată de un om. Adică mulți care au ajuns la fericirea Raiului, pentru că Iisus Hristos a putut să ofere această jertfă imensă. Era la Părintele Iustin și pentru că prinsese școala altfel, Părintele Iustin a început să le vorbească despre Rai, despre fericire, despre frumusețile care ne așteaptă, numai să mai să răbdă și noi ceva pe lumea aceasta. Erau doar copii, 5 autocare de copii. Și l-ascultau cu atenție pe Părintele Iustin. Eu am fost impresionat cum bătrânul Iustin Puru vorbește despre Raiul lui Dumnezeu, că dacă l-auzeai vorbind despre Rai, apoi tot îți venea să mori. Zic: părinte, gata, m-am hotărât, fă ceva să plec de aici. E, ascultându-l, unul dintre copilași se ridică și spune: părinte Iustin, dar animăluțele au și ele un rai? Și părintele Iustin se privește spre el, spre copilaș. Noi știm că teologic nu există un alt rai al animăluțelor. Dar părintele zice: să știi, zice copilașului, că cei care sunt credincioși lui Dumnezeu
au dreptul să facă invitații. De aceea, sfatul meu este așa, fiți credincioși lui Dumnezeu pentru că veți primi dreptul de a face invitații. Și dacă părintele Iustin și-a asumat poporul român, pentru că spunea o bătrână, și l-a văzut pe părintele Iustin Pârvu, ba zbura spre zona Constanței, ba era la Arad, ba era undeva la Oradea, ba era în zona Zimnicea, tot timpul era prin țară, și nu lasă poporul ăsta, pentru că să știți un lucru, oamenii sfinți ce au făcut pe pământ, cât au fost în viața aceasta biologică vizibilă, vor face și pe lumea cealaltă. Și de aceea el devine important pentru noi. Un mod de a se lupta împotriva momentului politic din anii 1948 a fost și prin cultură, că tocmai sunt aici persoane care ne cântă frumos, care urmează să ne mai cânte frumos și părintele Iustin i-au plăcut foarte mult melodiile patriotice. Și vreau să vă spun și momentul acesta pentru că mi-a plăcut. A venit odată la părintele Iustin un grup de tineri care era de top atunci, sunt și acum de top, și tineri când au intrat la părintele Iustin, părintele Iustin de prima dată și-a dat seama ce sunt. Și ei îmbrăcați ca la modă, cu blugi din aia rupți, cu... așa se purta și se mai poartă. Stând de vorbă cu părintele Iustin, le spune câte un sfat la fiecare dintre ei și părintele Iustin scoate de la el, din sacoșă, niște bănuți și le dă celor de acolo, tinerilor. Spune, mă, uite, știi ceva? Vă dau banii aceștia să vă cumpărați o pereche de pantaloni. Și cu grijă mare, nu vreau să-mi cheltuiți banii aceștia. Deschid o paranteză. Părintele Iustin, când întâlnea oameni cu probleme financiare, datorie în bănci, leasing-uri, probleme care de serviciu, oferea bani de binecuvântare. Adică lua bani de la ei și ți spunea, ține banii ăștia din partea mea că ți-i binecuvintez să-ți facă spor în casă, să-ți aducă alți bani. Și mulți, eu aș vrea să mai găsesc oameni care au bani de la părintele Iustin, dar după ce le dă banii, acești tineri părăsesc fria părintele Iustin, intră în discuții cu ceilalți părinți ai mănăstirii și spune, uite, parcă ne simțim jenați, părintele Iustin ne-a dat bani ca să ne facem pantaloni, chiar așa, adică măcar să ne fi spus că ne e jenă. Și am adăugat că nici nu avem voie să cheltuim banii ăștia până la urma urmei. Și părinții spun, aveți grijă că ceva se va întâmpla. Ceea ce a și fost. După un an de zile, întâlnesc tinerii aceștia. Și îi întreb cum li se pare viața, cum merge și zice, părinte, a fost dificil. Până la urma urmei, nu puteam să mă înțeleg cu prietena mea. Când eu cântam pe scenă, ea era geloasă. Când ea cânta pe scenă, eu eram gelos. Nu mai eram nici sâmbătă, nici duminică, nici revelion, nici paște, tot timpul era pe scenă. Și ne-am gândit noi ce să facem, ce să facem. Și uite așa ne-a venit ideea să facem o fabrică de pantaloni și a rânduit bunul Dumnezeu să avem și export pentru Italia și Franța. Deci avea părintele Iustin o sfântă inspirație foarte, foarte strălucite de la Dumnezeu. Părintele Adichie Bălan, cercetându-l și vorbind cu el, i-a zis odată, cum îți explici că 13 ani de închisoare a trebuit să-i faci mai mult la mină. A lucrat miner și la adâncit de aproape 100 de metri. Și după ce a avut un eveniment liturgic, pentru că erau lăsați acolo în mină, în noaptea de Paști, părintele Iustin a fost atât de inspirat să cunoască momentul Sfintei Învieri și părintele, când a ridicat lampa lui de miner acolo, la 500 de metri, și a zis, veniți de luați lumină, a ridicat-o sus, cum arăt eu cu mâna dreaptă, s-a aprins lumină de la Dumnezeu peste lampa lui. Și atunci ceilalți
camara sau ceilalți colegi de mine au împrumutat și ei flacără și au luminat lămpile lor. Au ieșit la suprafață, evenimentul a fost foarte dificil pentru că oamenii din Baia Sprie, văzând cum ies luminile acestea la suprafață, au crezut că a erupt un vulcan. Și s-au speriat cu toții, până la urmă s-a avut o anchetă, Părinții Justin este aflat că a lansat evenimentul ăsta în modul acesta, este detașat la Periprăva, unde va mai sta încă 4 ani. Și Părintele Ioanichi Bălan întreabă, cum îți explici 13 ani la mine, 4 ani în delta Dunării la Stuf, la Periprava? Și Părintele Justin le zice, consider că Dumnezeu mi-a dat 13 ani să stau în mină, pentru că atâția ani mi-a trebuit să-i iert pe cei care m-au chinuit pe nedrept. Și în alții 4 ani îl trea Părintele Ioanichi și zice Părintele Justin, în alții 4 ani mi-a dat Dumnezeu să și iubesc pe cei care m-au chinuit pe nedrept. Părintele Patriarh Daniel spune că vindecarea trupească presupune o vindecare și mai mare pentru noi. E un semn că omul trebuie să ierte. Mulți dintre noi, să știți, suferim mult într-o boală pentru că iertăm greu. Este un semn. Să țineți minte lucrul acesta. Sufletul, când iartă ușor, boala nu stă la el. A plecat. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și Dumnezeu să vă binecuvinteze gândul cel bun și credința Dumnezeu. Iar Părintele Justin, îl rog din tot sufletul, să vă întâmpine în viața asta ori de câte ori veți avea nevoie. Amin.